Fechița a fost luat azi pe sus din antrenamentul Stelei și dus la patron. Becali l-a adus în fața presei să-i arate că se bate cu toate ziarele pentru el. La propriu, nici vorbă să-l demită. Lasă-te bat, dă ziar vincinos. Care minți tu? Că pleacă Stoichiță, uite aici, nu pleacă. Na, ziar vincinos. Așa, ca să nu mai mint, da? Și să mă și lepătă. De dracu. Orice ziar care scrie minciună, de acum încolo îl bat în direct. În direct, pac, bătăi și rup în direct. Îl desfințez în direct. Și picioarele dau în direct. S-a nimerit să sune și telefonul în timpul reprezentației. Sunteți surzi, n-aveți urechi, nu înțelegeți românește? Aveți... Gigi a rezolvat cazul, Stoichiță rămâne la Steaua. Mai are însă de rezolvat o problemă veche de 2 ani. N-a recuperat încă valiza de la Cluj cu cele 1,7 milioane de euro. Mi-a spus un procuror, lasă-mă că o să-ți dea valiza, să-ți dea goală. Îți dai seama că am reșinat și eu de râs, înțelegi? E posibil până la urmă să cer și cetățenie în altă țară, în Parlamentul Europei direct, ca să fiu judecat în altă țară.